Așa că puteți să vă destăinuiți, fără nicio grijă. Deci pe cuvântul meu de onoare, de n-a spus polițiștilor că nu a dat ea ordinul ăsta și că voi faceți, acționați de capul vostru. Vă spun pe cuvântul meu de onoare. Să chem televiziunea? Păi de eu vă spun ce face ea. De ce n-au voie oamenii ăștia să intre în mall? Doamnă, spuneți ce vă... că vine televiziunea. De ce nu vă primește în mall? Păi nu știu. De ce n-o primiți în mall? Astea sunt regulile mall-ului, astea respectăm atât. Nu puteți vorbi noi. Ce să respectați? Că n-au oamenii ăștia cu copiii de mână? De ce să nu filmez? Păi de ce nu au voie în mall? Păi că sunt îmbrăcată așa, doamnă. Spune, sunteți de un nivel mai jos, da? Da, că sunt neagră la față. Că sunteți neagră și din acest motiv nu îi primește în mall. Deci e foarte clar. Nu spun prostii. Doamnă, spuneți-vă părerea. Păi cum, dacă stau acest înșută mâncare la copii, ce să iau? Cu copiii de mână. Da. Și nu-i lasă să intre în mall. Da. Încercați să intrați în mall, vă lasă? Păi și ce să se cobătaie pentru o păi aici. Am înțeles. Mă bucur că spuneți lucrul ăsta. Așa, știu, e ordinul directoarei, nu? Asta e ordinea al mall-ului. Ai bine, dar în altă parte să primești. Așa, este un patron. Vă ce sunt de plângere, faci și vreau, asta e regulă. Dar câtă general? Noi suntem în față de datoria, restul. Adică, că așa e că... Asta e, eu am copii de crescut la femeia asta, asta e. Eu nu vreau să mă, dacă îmi dați salariu, mă duc acasă. Dacă îmi dați salariu, acum. Da, vă las intrat, dați-mi salariu, mă duc acasă. Doamna, ați făcut vreodată ceva neregulă în mall-ul ăsta? Nu am furat, nu am făcut nimic. Știți că există o lege împotriva oricărui fel de discriminare, legea 48 pe 2002? Știți că se pedepsește de la 3 la 5 ani? Eu vă spun legea pentru că o cunosc foarte bine. Indiferent că e loc public sau privat, nu există așa ceva. Decât în momentul când s-a produs ceva. Doamne, intrați în mall și luați-vă mâncare, că aveți tot dreptul. Păi știu, dar nu vreau să mă cer tu să mă țigănesc, zice că țigan tot țigan, eu am o zice. Indiferent că ești țigan, român, ungur, ai dreptul nu, să intri. Că nu vreau să ajung la pușcărie, pentru ce? Asta e făcut. Uitați-vă și voi în ce hal este Afi Palace Ploiești.